Salutare, prieteni! Cine își mai aduce aminte, prieteni, de Piața Doi Brazi? Piața Doi Brazi, suntem aici, pe partea cealaltă a pieții. Cine își mai aduce aminte, prieteni, pe vremuri aici, odată, unde filmez eu acum, era odată un aprozar. Aprozar unde îmi cumpăram în fiecare an de anul nou. Aici sau în piață, pe partea cealaltă, în spatele meu, de unde filmez eu acum, în spatele meu, este Piața Doi Brazi, unde filmez eu acum. Este autoservire unde poți să mănânci, să mănânci și ce mici, dar bineînțeles micii, se mănâncă pe partea cealaltă în piață, lateral, unde stau eu acum, spatele meu imediat să fac mici. Aici era odată pe vremuri, prieteni, dacă vă faceți aminte, alimentarea, dacă vă faceți aminte, alimentarea aia care era aici jos la parter, era alimentarea aia mare, prieteni, iar sus era îmbrăcăminte și încălțăminte. Dacă vă mai aduceți aminte pe vremuri, prieteni, de mult, asta era până, cred că până în 1994-95 a ținut piața, după aia a închis-o. Da, prieteni, cred că până în 1994-95 alimentarea a fost aici, aici jos, dacă vă aduceți, alimentarea mare în care veneai și îți cumpărai dulciuri, sucuri, băuturi, mâncare, ce se găsea pe vremurile alea, prieteni, dacă mai aduceți aminte, de mult. Dar dacă vă mai aduceți aminte, prieteni, de mult, de mult, tot așa, acolo lângă taxiurile alea, acolo lateral, stânga, acolo în față de tot, unde e barul ăla, era frizeria. Mai țineți minte, prieteni, când vă tundeați acolo? Mi-a rugat aminte micropatul când începea școala, se găsea greu să te tunzi, că era aglomerație mare și veneam aici, că era mai liniște, și mă tundeam aici, prieteni, chiar acolo unde sunt între taxiurile alea două, e barul ăla acolo. Era o frizerie, acolo în față de tot, prieteni, acolo peste drum era o librărie unde cumpăram jucării, iar acolo în față de tot, prieteni, uitați acolo, între amândouă clădirile acelea, este parcul Chindia, dacă vă mai aduceți aminte, prieteni, de mult. Era pe vremuri, prieteni, de mult. Iar în spatele meu este Piața Doi Brazi pe care o știați, care veneați de... când era ziua recoltei, vă mai țineți aminte, prieteni, că veneați în Piața Doi Brazi și așeza rafturile alea frumoase, cu toate culorile alea, legumelor și fructelor, în care veneați și vă cumpărați varza aia, depuneați varza aia de toamnă, de aveați iarna la murat, fructe și legume și cartofi și multe produse care le cumpărați din Piața Doi Brazi, prieteni, și mai ales de aici, de unde filmez eu, era un aprozar și îmi luam pe fiecare an dovleac, cartofii sau bradul de an nou, prieteni.